Dintre cei patru suspecți ai crimei de la Roșia de Amaradia, numai tânărul de 18 ani, Mihai Igeanu, a rămas în arestul poliției pentru 29 de zile. Ceilalți trei suspecți au fost eliberați aseară după expirarea mandatului de reținere pentru 24 de ore. Deși Gheorghe Alveanu, bunicul lui Mihai și instigatorul la crimă, a încercat să ia vina asupra lui, instanța a dispus reținerea numai pentru tânărul care i-a înfipt victimei cuțitul în spate, provocându-i moartea. Ești vinovat de crimă? Tu l-ai omorât pe vecinul tău? Spune-mi și nouă ce s-a întâmplat. Cei patru suspecți reținuți de către procurorul criminalist în cazul omorului săvârșit asupra bărbatului din comuna Roșia de Amaradia au fost prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Gorj. Cu această ocazie, instanța de judecat a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile a unui suspect de 18 ani pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. Suspectul a fost introdus în arestul inspectoratului de poliție. În continuare, procurorul de caz continuă cercetările pentru a clarifica în ce împrejurări a survenit decesul bărbatului și care a fost gradul de participație al fiecăruia dintre suspecți. Crima de la Roșia de Amaradia s-a produs pe fondul unei neînțelegeri între victimă Nicolae Ciuteanu și Gheorghe Albeanu, bunicul criminalului. Cei doi s-au certat foarte tare cu o seară înaintea crimei, iar Albeanu și-a chemat nepotul împreună cu ceilalți doi tineri de la Roșia de Amaradia pentru a-l pune pe Ciuteanu la punct. Lucrurile au degenerat, iar tânărul de numai 18 ani, Mihai Igeanu, a băgat cuțitul în spatele bărbatului de 54 de ani din satul Ruget de la Roșia de Amaradia.